Să dea Domnul să facem rugăciuni care îi plac Domnului, care sunt în voia Lui. În timp ce Domnul ne explica atât de bine cum stau lucrurile cu rugăciunea, prin fratele Gabrian Vasile, mi-am adus aminte de o cântare care vorbește oarecum tot despre rugăciune. Spunea fratele Vasile că nu-i așa, că ne trezim de atâtea ori că facem rugăciuni mecanice. Și nu numai atât. Nu-i așa că facem atâtea rugăciuni prin care cerem Domnului tot felul de lucruri. Și găsim scris în cuvântul lui Dumnezeu că atunci când cerem ceva Domnului, să credem că suntem stăpâni pe lucrul pe care îl cerem. Și nu e așa că nu facem lucrul ăsta de atâtea ori. Zicea cineva, Dumnezeu nu mi-a dat întotdeauna tot ce am cerut. Și o mică paranteză aici, Doamne, ce bine-i că Domnul nu ne ascultă întotdeauna. Domnul nu mi-a dat tot ce am cerut, dar întotdeauna Domnul mi-a dat de ceea ce am avut nevoie. Slăvit să fie numele Domnului. Cântarea următoare, și cred că autorul acestei cântări a înțeles foarte bine și rugăciunea Tatăl nostru și celelalte rugăciuni, zice el în cântarea asta, o, iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni prin care îți cer și pâine, și semne, și minuni. Și zice el că am făcut adesea din tine robul meu. Nu eu ascult de tine, ci tu de ce spun eu. Și apoi mă rog ca Domnul să ne fixeze bine în minte ultimele versuri ale acestei cântări, care zice așa, o, fă să înțeleg că felul cel bun de a mă ruga e să te rog ca în toate, în toate lucrurile, să fie voia ta. Pentru că știm din Scripturi că voia lui Dumnezeu este bună, este plăcută și este desăvârșită. Iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni prin care-ți cer și pâine, și pază, și minuni. Căci am făcut adesea din tine robul meu, ascult de tine, ci tu de ce spui eu? Căci am făcut adesea din tine robul meu, nu eu ascult de tine, ci tu de ce spui? Să vreau eu, Doamne, să fie voia ta, cer să faci într-una, să faci doar voia mea. Îți cer să alungi necazul, să nu-mi trimiți amar. Îți cer să faci atâtea, să-mi dai, să-mi dai, să-mi dai.
crede-mă că dacă îți cânt și te slăvesc, am drept să-ți cer atâtea, să-mi faci tot ce doresc. O iartă-mi felul acesta greșit, te-am mă rugat, și învață-mă ca altfel să stau în fața ta. Nu tot cerându-ți ție să fii tu robul meu, ci tu cerându-mi mie, iar robul să fiu eu. Fă să înțeleg că felul cel bun de a mă ruga e să te rog ca-n toate să fie voia. Fă să înțeleg că felul cel am de-a mă ruga e să doresc ca-n toate